Salut, oameni buni, și bine ați revenit la Cariera cu Diaspora, care este pe val! Mai pe val ca niciodată. În sfârșit jucăm fotbal, în sfârșit vă puteți uita din nou. A, există lume care nu se uita pentru că nu jucam fotbal? Dai seama. Eu vreau să cred că această serie este mai mult o serie de divertisment, nu o serie de FIFA. Băi, da, ideea e că am fost jos și acum suntem din nou sus. Corect. Dacă vrei să cumperi jocuri digitale ori gift card-uri pentru PlayStation sau Xbox, ai link în descriere către site-ul Eneba cu super prețuri la o gamă variată de produse. Astfel, like acolo, uite-i, ia uite, obosiți morți pentru că trag pentru echipă, ce avi simți? Primul are plus 4 ani puși la sentința pe care ar fi trebuit să Da, nu, e Greenwood e în formă. Deadline day! Okay, astăzi ai voi. O să aflați în curând de ce. Haideți. De Jong la PSG. Până la urmă dau vitura. Hoylund 120 de milioane. La Bayer Leverkusen. Kai Havertz 100 de milioane. Da, Inter Milano l-a chemat, au făcut profit. Rovella la Brighton. Și noi era pe Xavi Simons cu gen 80-75 odată, știi? Da, și Lisandro Martinez la Aston Villa. Uite-l, Xavi Simons sub Lisandro. Madison, într-adevăr, la City, Gio Reyna, Bernardo Silva la PSG și el, ce echipă. Kin la OM, ce mai scump transfer din istoria clubului. Da, mamă, îl distruge Banciu. Da. Matistel la Everton, Hakimi, l-am dat și pe Hakimi că noi n-avem nevoie de fotbaliști. Păi nu, că a plecat și Klopp în realitate. Ce? Ederson la Lever, ok. Mamă, Silva și Veliz la Lazio, 120 de milioane împreună și Antony s-a dus unde e locul. În Liga 2. La Leicester City. În Liga 2, evident. Ah, Vermeeren, ce fotbalist. În realitate merge la Atletico. Ok. Uite, mă, e Theo Zidane, mă. Da, mă, da. Da, Theo Zidane. Da, mă, meeting da. With my boy. Ok, lasă-mă să ofer eu suma de 3 milioane. 3 milioane de euro pe Theo Zidane. Și îl vor pe Nelson. Mie mi se pare fair, dar să dăm mai puțin. De fapt, nu. Ia să dăm bani, mă, că noi normal ne trebuie jucător, mă. Uite, 3 milioane jumate. Sunt convins că acceptă la 3 milioane jumate. 4. 4 milioane în cap. Hai să vedem cât bani ne rămân de weekly budget. Cred că ne rămân. Și vor 5.300, ok. 4.500. Ia să vedem. Mamă. Ok, e bine așa. Ok. Da, mă. Theo Zidane, 4.500.000 de euro. Theo Zidane, mă. Haide. Avec le boss. 2 metri. Avec le boss la masa negocierilor. Vreau sporadic. Veni cu tasul la negocieri, ce frumos era. Zizou. 4 ani. Următorul antrenor al lui Liverpool. Vreau 4 ani, da, ok. Nu vrem. Mai taie din pretenții. Hai să-i dăm 20.000 și un bonus mai mic. Ia să vedem. Gata. Asta e. Haide că acceptă, n-are cum. Haide, mă. Și dă-i maxim. 24.286. Hai, mă, că-s 2000 de euro. Bă, ești Zidane, gen. Ești fisul lui Tactu. Nu mergi. Nu se poate, bă. Așa da, nu s-a mai văzut. Păi ești, bă, fisul lui Tactu. Ne-a spus că e fisul lui Tasu. Păi ai zis, bă, stai puțin. A venit Theo Zidane, eu chiar Zidane, sunt fisul lui Tasu. Avec le boss. Stau eu în 2000, avec le boss. Dinner with my boy. Da, mă. Theo Zidane. Vreau să văd ce număr a primit. Zidane. L-am adus pe Zidane, tu-ți dai seama? Da. Pentru că nu puteam aduce Yanis Hagi, nu știu, Răzvan Rotariu, Marin, ăștia, dar... Patrick Petre. Da, dar e varianta din Franța. Și ia uite, Theo 34, vârsta la care o să ajung eu în curând. Da, corect. Bă, nu încape, tu nu vezi că nu încape în cadru. Dita mai animală. Mulțumim, Theo Zidane. Zidane. E bine, ultimul transfer, o bombă. Reușit, da. Nota 73 B. Overall. A crescut. La, păi da, bineînțeles. Uite, a făcut destul. N-are defending, dar e mare. E mare. Dar e defending. Uite, da, un defending, gata. O să fie șmecher. Da. Știi ceva? Milenkovic e bărbat. Ok, Milenkovic va juca. Milenkovic e bărbat. Ai văzut ce fizicare îl aduce non-stop. Și Nada crește. Da, uite, s-a reglat. Da. E perfect, e momentul. Și stai că mai avem ceva de făcut. Să nu uităm, avem pe bancă pe toată lumea care trebuie, da. În afară de Theo Zidane. Theo Zidane trece pe bancă, loc de Partridge. Că ăsta joacă left back, right back, CB. Ce vrea el. Deci rezervă pentru toate posturile, da. Și putem să avem pe restul. Și Tătărușan, uite, are 12 speed. Da. Are 50 la kick, nu mai știți de ania. Da. Uite, a fotbal, nu mai știți să dea într-o minge. Lasă-vă.
Tătrăul spre bine. Jucăm cu Liverpool urmează. Hai să ne că le-a Arsenal pe Sudakov. De la avem. Fertina le-a pe Merino. Okay. Zambo e la Nice. Și oare Arsenal, Luca Hernandez la Tottenham. Hai mă. Îl luăm pe Foyt la Liverpool. Nu, Sudakov a ales Bilbao, nu Arsenal. Hai să mai frumos la Bilbao. Gabri Veiga, 134 de milioane încasează Al Ahly și îl vinde la Juventus. Iată, și-au făcut profit arabii. Doamne ferește. Ah, Malasia. Oh, l-aveam pe Dragoș Albu. Munteanu la Las Palmas, ce echipă frumoasă. Da. Isaac John. Isaac John. Liverpool. Este o echipă grea. Anfield Road. Jurgen Klopp. Ah, ne vor ucrainenii, îl vor pe Iohannis, ucrainenii. Pentru relațiile internaționale. Nu suntem interesați de acest job. Nu. Nu. Sigur? De ce vrei la Ucraina? Mă? Pentru că ne cheamă băiatul ăla, cum îl cheamă? Zelenski. A zis, Iohannis, vino, salvează-ne, bine. Hai să jucăm cu Liverpool care face gegen pressing. Okay. Plouă la Liverpool. Lacrimile tuturor celor care au auzit că pleacă Jurgen. Da. Uite, pentru că nu puteau să pună mâna pe plăcuță, să puneau pe zid așa. Da. Au zis să găsească ceva, dar înainte era plăcuță în alte jocuri. Nu știu cum au pierdut-o. Au pierdut designul. Xavi Simons este angajat de Barcola. Oh! Ai, ce frumos, dacă mai stăteai puțin pe pasă, era perfect. Mamă, dar numai de-astea are. E cel mai tehnic jucător pe care l-am văzut. E Ronaldinho, practic. Opa, Tomori, ce ai făcut? Acasă la Becker. Infinit Alisson Becker. Ioro. Bravo, Lavia. Păcat că Barcola nu era pe fază. Dar Barcola nu pare în meci. Nu, oh, nu. Kubo. Drăgușin n-ajunge. Kubo, zeu. Ce jucător. Asia produce. În loc de Salah. Messi al Asiei. Bravo, Mason. Pasa vine la Xavi Simons. O, Xavitos. Opa, opa. Mamă, frate. De ce încă Liverpool joacă fotbal? Nu mai are pe nimeni în afară de Diaz. Păi da, dar jocul ăsta încă l-au pe Klopp, cred. Așa e. Când fac gegen presă în continuu. No. McAllister. Nicky Pope, scărița! A vrut Peste. Multe. S-a crezut Messi. Peste. Jurgen. Nu mai vreau să văd pe Jurgen, că plâng iar. Lavi, Endo! Doamne. Bă, ce cu Endo ăsta? Ce căutăm la 35 de ani? Fundaș central la Liverpool. Hai să fim serioși. Dar jucam fotbal până azi. Astăzi am întâlnit Liverpool, călăii noștri. Dar mereu e așa. Echipa pe care n-am bătut-o. City? Îi batem până îi prindem. Liverpool mai greu. A fugit Xavi Simons. Barcola pentru Xavi, ca la PSG. Du-te, Xavi, du-te! Xavi, tehnicul olandez! Simons! Bară! Doamne, cum arăta, nu mai știe. Of. Barcola. Calm și încredere. Tu ești Xavi Simons? Bradley. E bună. Uite-l pe Xavi. Xavi! Oh! Gol! Ce da, gol! Mă, super da. Pasă, super execuție. Avem jucători, avem fotbaliști. Atenție, a dat finesse și a dat Da, da, Rivela. Deci aș vedea totuși fix acești jucători, dacă era la PSG să facem carieră, tot așa să ia pe Greenwood și pe Doku și să-și facă echipă. Da. Oho. Nu. Scapă de ea. Ia vezi minci. Bradley. Bravo. Ia vezi minci. Perfect. E perfect ce se întâmplă. Minunat. Xavi! Simons! Eroul nostru. Bravo, mă. Xavi Simons. Oh, toți tovarășii și lui sunt acolo. Bravo, mă. Da, 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 toată brigada era acolo. Dublă Xavi Simons, la fel. Dar și seamănă cu Barcola, ca freză. Au freze comune, vezi? Cu exteriorul dublă. Da, 7% șanse de a marca Alisson Becker la semințe. Xavi, nu știe de la distanță încă. Însă e cel mai bun jucător pe care l-am avut de departe, nu e altceva. Teo Zidane. Teo Zidane cu capul, 2 metri, un vis. Dă-i lui Teo Zidane. Un vis, Teo Zidane cu eleganța sa, eleganța tatălui său, Fernanj, Doku. La Teo Zidane. Zidane aștepta. Zidane! Oh! Alo! Cum a intrat? Doamne, Zizou e și el în lojă. Privește și se bucură. Aveți grijă la Kofi. Nu.
Hai, scavatorule, nu. Nu ne lăsa. Nu se poate. No! Ce balon, Dumnezeule. Mega centrare, super farfecă. Luis Diaz se duce la regele. Probabil la Jurgen. Asta e. Bine, Drăgușin. Ultima șansă, mai e timp, du-te, Fernandes. Sus, sus. Bradley! Ba, asta e, bă! Victorie! Ok! Bravo, Liverpool în genunchi pe Anfield! Doamne! Olei! Și olei, s-a dus la ei. Uite, unii au protejat de poliție acolo, Barcola. Doamne, nu, nu poți să faci așa. Da, și Barcola ca din tun, din 15 metri, așa se șutează la poartă. N-avea nicio treabă, nu putea scoate aia nimeni. Da, mă, 5 goluri, meci, un thriller. Pe Anfield Road, Iohannis îl bate și pe Jurgen Klopp. Suntem cu moralul sus. Jucăm cu Luton, care are un punct. Iohannis lăudat și o să ne aflăm în grupa de Europa League. Oh. Cred. Uite-o, Beşiktaş. Wow. Stați așa, că trebuie să ne mai luăm și jucători. Și vorbit, stai. Ok. Trebuie să luăm un portar. Zic că avem un portar și un fundaș. Cred că ăsta e fundaș. Doamne, ce... We don't have the financial means. Wow. Mai avem bani. Deloc. Ok. O să avem la iarnă. O să vindem ceva. O să avem la iarnă. Bun. Asta e, mă. Au zis să dăm toți banii. Da, dar mai avem bani să facem obiectivul cu... Nu se face problemă, avem timp. Da, ne mai trebuie un portar și un fundaș, cred. Da, mă, da, domnule, stai liniștit. Vindem la iarnă. Dar l-am făcut pe ăsta, cred, însă nu... Da, e complet. Nu apare. Nu contează, scrie complet. Ne-a rugat domnul Fernandes să joace titular. Eu am încredere. Ok. Da? Da. Eu am încredere. Hai să vedem cu Luton Town pe Niulia Manoliu. 3-1, că suntem echipă, Fernandes a dat gol. Da, a cerut. Cu două bucățele. Încă 3 puncte. Da. Și acum grupa noastră de Europa League, te-ți pregătiți? Stai, pe Greenwood l-am făcut striker? Sau da. Acum urmează. Fernandes? Beşiktaş, PAOK. Băi, jucăm cu Fisu și cu Tasu! Da! Băi! Iluce, Răzvan Lucescu, duelul Fisul Tasu. Doamne! Și este, de fapt, grupa Lucescu. Da, grupa Lucescu. Beşiktaş, Kiev, Tasu și da. Fisul la PAOK, plus da. Diaspora. Și ei știi că au antrenat în Diaspora. Da. De atâția ani, adică e o grupă incredibilă. Grupa B. Românii joacă și ei, să vedem, Dinamo ceva. FCSB. Sevilla, Lille și Bodoglimt. Ne luăm pe cocoașă. Pe care i-am dat pe Volaru, cred și eu că au făcut ceva cu ei. Iar Arsenal cu Bayern, un clasic. Real, City, Ajax, Young Boys. Liverpool, Juventus, Porto și Achtior. Hai, românii, în conference. Hai să facem pe Greenwood. Șepși, proiectul. Bravo, Șepși. Bravo, maghiarilor. Uta, da, mă, vestul puternic. Ioani step for Ukraine job. Vrea să fie președintele Ucrainei acum. Era primul pas. Deci jucăm cu ăștia. Da, Oxlade-Chamberlain, Rashica, Bailly. Da. Nu e rău, Onana Junior. Bun. Nu e nimic rău în asta, Greenwood oricum dă randament acolo până la urmă. Despre da, dar Barcola să uităm golul Victoriei cu înțeleg, Liverpool. Înțeleg, dar trebuie să realizăm cu toții. Ok, jucăm așa. Nu, chitul românesc, da. Chitul românesc e în pe ce am Europa, făcut? Da. Reprezentăm România. Bun. Și avem PAOK cu Dinamo Kiev. Da. Vă dați seama că... Estul Europei. Răzvan Lucescu a luat tot ce trebuia de la Mircea Lucescu, îi va bate măr cu PAOK. Estul Europei. Știe tot, are toate scrise. Neves. Drăgușin. Dest. Și e Fernandes în careu. Preluarea sa. S-a întors peste tot. Greenwood pe stângul. Oh! Gol! Ce gol! Oh! Cum am fipt-o, Doamne! Ce frumos, mă! Da, bă, băiatul. Ce gol de echipă, ce fotbal, mă. Uite românul nostru, Greenwood. Da. Da, mă, și Fernandes a văzut rotirile. Da, tu nu mai știa. Ce părere ai despre... Care e diferența între Fernandes și Mofi? Ia zi. Acum, na. Mofi, da, Mofi o de sânge. Mofi o dădea ca din turn. Da, din unghiul ăla. Ne vom uita în seria la final și să-l vezi golgheter acolo. Ok, Greenwood i-a dat la joale, dar nu s-a pus. Doamne! Greenwood, da, exterior minune.
Ioanis a lucrat asta cu el la antrenament. Și e foarte bine să facem această, să avem patru jucători de atac dinamici care poate joace meci de meci, știi? Că mie îmi place Greenwood. Plus Bucari. Și Bucari, evident, dar mie îmi place Greenwood pe dreapta mult. Păi ce bun e Greenwood. Oh! Ah! Și avem. Ah, bate cu exteriorul așa că se duce, e gol. Nu, Teo. Greenwood. Teo era gol, era perfect. Gol turcesc. Era perfect. Era departe, era gol. Dar știi să bată lovituri libere asta? Păi, ce lupe. S-ar fi gândit că o bărbată pe diaspora. Aici nu știu ce s-a întâmplat cu al nostru. A fost greu lui Milenkovic să dea în ea. Bravo, Pop. Păi, un portar și un fundaș și în rest suntem cam compleți. A furat-o Arda. Nu se poate, Pop! Hai, drăgușine! Bine! Și scăpăm pe contraatac. E Fernanș. Fernanș, vine și Xavi. Fernanș, deci ratează. Erau toți cu el, dar e copil dacă era Mofi în faza asta. E bună, mă. Fernanș. Fernanș! Wow! Frumos, mie îmi place rău cum se mișcă Fernanș. O dădea la Falcao așa. Da, super. Nu, Răgușin și putem scăpa pe contraatac. Asta e Fernanș. Fuge Tocu! Fernanș nu e în offside, dă-i. Bună, mă! Fernanș! Doamne! Ce meci face? Ai meciul lui Fernanș. Nu e vina lui. Nu e Bradley vina lui. Barcola intră. Nu e vina lui. Nu e vina lui, a avut multe ocazii însă. Nu ne permitem la nivelul ăsta. Oh, Barcola bară! A vrut din farfec al nostru. Lavi a incis Tereschil Mups. Nu cred. Lavi a făcut fake Rabona. Hagi Ahmetović, nu știu cine e ăsta, uită-mă, dar greșește! Wow! Ersin face meciul vieții lui. Un an a luat gol la faza asta. Ersin face meciul vieții lui. Ersin îi salvează echipa de autogol. Wow. Ce, Doamne, ce călău al acestei echipe. Bagă pe Bucari și Lungu. Vreau să luăm pe Lungu în acest meci. Lungu, Darius Solaru va intra, bandă. Și Teo Zidan. Teo Zidan. Perfect. Teo Zidan! Hei, clar, ambele mâini puse, bă, de Bailey, nu cred. A ieșit, din păcate, dar e Teo Zidan acolo. A ieșit, din păcate, bate-vă cu Zidan. Bă. A ieșit, din păcate, Greenwood, că bătea bine de aici. 22 de metri, minutul 90. Logo, în zid. Oh. Să falteze cineva. Nu se poate. Oxlade. Teo Zidan! Tornul gata! Aaaa, așa! Teo Zidan! Teo Zidan la cotonogeală știe, numărul 1, catasu, mă! Teo Zidan! Da, with my boy! O să fie mare, Teo. Uite, Teo și Lungu este viitorul nostru în mijloc. Da. Eu așa-l văd. Volaru, Lungu și cu Teo Zidan. Greenwood. Un gol. Da, bun. 3 puncte. Da, golul, da. Adică... Și Pao, că a pierdut cu Kievul, n-a învățat nimic. Iluce Junior. Oh, ne batem cu Arsenal la titlu. Ce experiență va fi. Bournemouth. E un meci care nu pare atât de greu. Totuși, 13 puncte. Hai băieți că puteți. Sunt morți. Luptați și pentru noi. E... 3-0. Docu Fernandez și Reyes. Mamă, cum le dă numai câte 3. Da, da. La început ne băteau toți. Problema e ce cupă e. Dacă e FA Cup. Carabao. Ok, Carabao Cup nu e în plan, avem obiectiv în FA Cup. Să fim în optimi. Pardon, în optimi. Da, în Carabao băgăm rezervele cu Grimsby oricum, Grimsby Town, totuși. Haide, băieți. Hai Milenkovic care duci toate meciurile, 2-1. Des cu Bucari. Bravo. Bucari. Calificare. Hull City bate pe Chelsea. Aoleo, ce echipă avem cu rezerve și cu toate alea. Da. Uite, bă, managerul lunii, Iohannis. Managerul lunii? Iohannis, mă. Ia uite-l. 6 meciuri, 5 victorii, un egal. Și regele.
atacantul nostru. Care chiar știe cu atacul. Apolonia! Păi toate echipele din zonă îl vor președinte pe Klaus Werner Iohannis. Nu vrem la Polonia. E frumos acolo, la Varșovia, să știi. Nu vrem la Polonia. Are Lewandowski casă, apartamente. Da, da, știu, dar nu. Okay. Deci în momentul de față e situația aceasta. Leicester City. Bă, meciuri de-astea le jucam pe timpuri. 3-1. Fernandes mereu marcator. Da. Gol după gol după gol după gol. Băi, ți-ai zis că e Fernandes și ăsta e Ronaldo. Vrei să băgăm rezervele? Nu cred. Să ne concentrăm pe campionat? Nu. În campionat am băgat rezervele. Știu. Da. Cred că putem și Deo. Bine. Hai să vedem. Cu titularii contra Kievului, 1-1. Eu asta ți-am zis. Vezi, dacă băgăm rezervele, egal. Pau cu 1-1 cu Beşiktaş. Suntem în forță, plus că a fost meciul din deplasare. În Ucraina, pe care a refuzat-o Klaus Iohannis. Dar problema e că avem meci cu Brighton imediat după. Cu Brighton e crimă, ia. Ok, nu e chiar așa crimă. Bun. Intră Fernandes. Fernandes. Grimă de rezervă. Doamne, ce echipă. Ce avem Simons deja 89, e un Zidane copil deja minune. Zidane a crescut un punct. Da, Zidane de când a venit, altfel de situație și față de la Rotterdam, unde n-avea totuși această bază. Jucam meciul ăsta, nu? Da, Brighton e sus. Ia. Uf, ce joacă Brighton. Nu joacă, mă, nu știe de Zerbi ăsta fotbal. Oh, Coronado. Bine, spun și eu asta până semnează cu Liverpool ca antrenor și zic că e cel mai bun antrenor. Nu l-ați vrea pe Xabi Alonso? Poate nu vine. Eu cred că ar fi bine să vină. Antrenor tânăr ca Mikel Arteta. Xabi. Opa. Fernandes o vrea, o cere, o lovește. Remiro apără, e portar. Rovel a greșit, l-a surprins Xavi Simons. Oh, ho, ho, ho. Mamă! Nu era Xavi ăla, era Barcola, e curc de la freze. Da, seamănă. Au freze la fel. Da, pasează bine Brighton, se vede că e echipă de top 6 așa. Guardiola însă nici astăzi n-a învățat să joace, de asta l-a dat City, l-a cedat pe Guardiola, Barcola până în porticică. Barcol. Nu așa. Voiam să dribles portarul, Dar mereu e același gol și vreau să mai variez. Și ce dacă e același gol? Noi vrem să dăm goluri diferite sau să câștigăm? Hai băieți, nu vă lăsați. Bravo, bău, papără, tot, ca în meciurile alea în care am fost dominați sezonul trecut. Și prin pop cu penalturi apărate, cu mingi parate, cu toate alea, ne-a salvat de fiecare dată aproape de un gol. Desto respinge, corect. Bun asta, l-a dat Drăgușin, frumos, Doku, nu poate să dea în ea ce pressing fac. Milenkovic. Mili. Ia vezi pasă. Mili gol. E Romeo Lavia. Du-te cu el, trage cu el. Lavia! Mulțumim, Romeo! Ce pas a dat Milenkovic. Da, mă, Milenkovic pasă de gol, implicat tot timpul în atac, în apărare. Uite ce lat. Frumos. Jeremy Fernandes. Lol. What? Mamă! Ce gol era să fie. Doamne, ce noroc are Remiro. Wow. Americanul e acolo. Est. Lavia, bravo. Îmi place echipa asta. Suntem deja la nivel foarte mare. Chiar mi se pare incredibil unde am ajuns de la un sezon la altul. Și ne-a dat afară. Considerând că anul trecut pe vremea asta eram la Parma, rumena, unde am promis lui Manco să luăm cu noi când plecăm, dar nu l-am mai luat. Xavi Simons singur. Xavi Simons! Gol! Driblează portarul! Cum și-a dorit Barcola, de arată că el e omul mai bun. Doamne, se seamănă incredibil de mult la freză. Ești gata să vezi atletul? Nu pot să-mi pasez. Lui Doku! Dă-i gol, Doku! Ce asist, Bucari! Doamne, ce atlet e! Ce atlet e! Gata. Jam to result. Este 3-1. Manu Kone a mai dat. Manu Kone, l-au pe Manu Kone. Da. Doamne, cât de bine ne merge. N-am pierdut niciun meci. Premier League-ul e prea ușoară competiția. Arsenal în urmă, City în urmă, Liverpool în urmă, diaspora prima. Putem mai să fim campioni?
ce ar mai fi, dar să ne vrea și echipa națională, acum că... A jucăm acasă cu ăsta. Da, în retură să jucăm. Hey, Gaffer. Bravo, Daniel Fernandes. Are deja 78. Tu vezi cât de repede crește. Da, crește repede. Păi e Ronaldo. Dacă, să sperăm că Ronaldo. Aș vrea să ne mai uităm. Poate l-am ratat pe adevăratul Ronaldo. Nu, el e Ronaldo. Da, el poate fi, dar ne mai uităm o dată. El este Ronaldo. Un lucru vreau să zic. Quick sim. Hai cu 3 puncte. 1-0 scurt. Serginio Dest. Știi cum mai bate Arsenal de gol Tomiasu sau ceva la limită? Așa și noi, exact ăștia suntem. E anul nostru. Declan Rice așa la mișto. Bun, da, noi ne vom opri aici de data asta. Data viitoare, Răzvan Lucescu versus Klaus Iohannis. Duelul, oare cine este antrenorul superior? Și continuăm parcursul nostru, avem și cu Chelsea, avem și cu City. Da, un calendar aglomerat, iar diaspora acum este prima în clasamentul de Premier League. Suntem cea mai tare echipă din lume. Vă zic sigur, o să ajungem prea departe. Like dacă v-a plăcut acest episod. Mulțumesc, Căline, că ai fost aici la o nouă ediție. Cam atât de data asta. Pa, pa!